Reprezentanții UNPR din Dâmbovița, care nu s-au implicat în activitățile partidului și nu au confirmat prin rezultate, vor rămâne fără sprijin politic. Începând la fel de săptămâna viitoare, sunt decis să fac un pic de curățenie, ordine și disciplină în cadrul organizației, astfel încât am constatat că mai sunt câțiva președinți de organizații, câțiva consilieri de care trebuie să ne despărțim, dat fiind faptul că într-o perioadă destul de lungă și mai ales și la alegeri din mai europarlamentare, pur și simplu nu au făcut și nu s-au implicat cu nimic. Atâta timp cât suntem într-o alianță și merge bine această alianță atât la nivel național, la nivel parlamentar, guvernamental și la nivel județean, țin foarte mult ca toți uneperiștii să tragă în aceeași direcție cu principiile pe care s-a făcut alianța și s-a înființat alianța respectivă. Este vorba la prima vedere de câțiva consilieri locali. Astfel încât, cred că de săptămâna viitoare o să ne luăm rămas bun și o să le ridic sprijinul politic la 2-3 consilieri. Vi spun atunci printr-un comunicat de presă, pentru că eu consider că nu mai are rost să ne reprezinte sau că nu ne reprezintă interesele în consiliile locale respective. Va reprezenta altfel de interese ale altora, ori nu fac nimic.